Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, ediție de promovare electorală. Astăzi, alături de mine, sunt doi candidați ai formațiunii USR Plus Prahova. Este vorba de domnii Polițeanu Mihai Laurențiu și Sandu Mihai. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Discutăm despre, evident, despre alegerile parlamentare de duminică. Înainte să intrăm în temele de campanie, v-aș ruga să ne faceți o scurtă prezentare a fiecăruia dintre dumneavoastră. Pentru cei mai puțin familiarizați cu rețelele de socializare acolo unde, evident, sunteți prezenți, domnul Polițeanu. Da, mulțumesc că... Și aș începe să mulțumim ploieștenilor și prahovenilor că ne-au suportat deja 6 luni de zile. Sunt 6 luni de campanie care se închid astăzi. Mai întâi au fost localele, acum parlamentarele, campanie și pre-campanie. Lumea este obosită, îmi dau seama foarte bine de lucrul ăsta, cumva nu mai vrea să audă de politică. Apelul meu către ploieșteni și prahoveni este să mai facă un efort. A fost un maraton de 4 ani de zile, în care ploieștenii, prahovenii și românii în general a trebuit să iasă în stradă, să sprijine lupta anticorupție, statul de drept, independența justiției. Au stat iarna, au stat vara, au stat noaptea, în ploaie și așa mai departe, în fața guvernului sau în diferite orașe. Au mai primit și niște gaze lacrimogene. Da, niște gaze pe 10 august. Deci se gândească că aceste alegeri, deci votul de pe 6 decembrie pentru Parlamentul României, reprezintă ultima sută de metri a acestui efort de 4 ani. Să nu stea acasă, să meargă la vot, tocmai pentru că în următorul mandat timp de 4 ani să poată să-și vadă de viața lor, de familie, de joburi și așa mai departe. Eu mă numesc Mihai Polițeanu, candidez din partea Alianței USR Plus Prahova la Camera Deputaților, am 42 de ani. M-am născut pe strada Cameliei, în cartierul meu din Ploiești și o spun tot timpul, este cea mai frumoasă stradă din Ploiești, cea mai verde și mai frumoasă stradă din Ploiești. Cumva viața mea a fost împărțită în două, ca să fiu foarte scurt. Perioada copilăriei și adolescenței, care a fost foarte frumoasă, deși părinții mei au fost oameni simpli, fără facultate, dar am avut o familie absolut extraordinară și am în continuare. Iar apoi, următorii ani, 25-30 de ani, cumva au fost sub semnul revoltei. Cumva sub semnul revoltei a stat toată România în acești 30 de ani. Fie în timpul facultății, sunt absolvent de filozofie, fie după aceea când am lucrat la Ministerul Justiției, în societatea civilă, la Parlamentul European, activitatea mea principală a fost activismul anticorupție, activismul civic anticorupție. Am lucrat la Ministerul Justiției în perioada în care s-a înființat DNA-ul și s-au pus bazele Agenției Naționale de Integritate. Am lucrat la Parlamentul European cu Monica Macovei tot pe anticorupție. Iar în societatea civilă, la fel, pe stat de drept și anticorupție, fie că am lucrat la Societatea Academică din România, Freedom House România sau Inițiativa România, care este o organizație care a fost formată de mine alături de alți colegi. Poate proiectul cel mai mare pe care l-am pus în mișcare a fost proiectul Oameni Noi în Politică, care deja a devenit un brand, toată lumea vorbește de Oameni Noi în Politică, care a fost un proiect, cel mai mare proiect cetățenesc după fără penal în funcții publice, care a fost un proiect de reformă a legislației electorale. Peste 140.000 de oameni au semnat pentru acest proiect. A fost sprijinit de un total de 30 ceva de organizații, între care 4 partide politice și restul organizații civice. Și ca atare, ceea ce m-a caracterizat pe mine este lupta anticorupție. Asta am făcut toată viața mea de... Și de aceea nu sunt adult, tocmai iubit de colegii din politică, să fim cu cât se poate de sinceri. Da, în fine, cel puțin, imediat o să-i dau cuvântul domnului Sandu, cel puțin din punct de vedere al imaginii, acel demers fără penal în funcții publice, chiar și-a atins scopul. Dacă ne uităm, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, cu evident, excepțiile de rigoare, listele de partid ale principalelor partide s-au mai curățat, adică cel puțin din punct de vedere al contracandidaților dumneavoastră, putem spune, repet, cu anumite excepții, că oamenii prezenți pe liste nu au un background penal, să spunem. Cu excepția Prahovei.
Cu excepția Prahovei. Aici suntem perfect de acord. Domnul Sandu, câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru cei care nu vă cunosc atât de bine. Dumneavoastră candidați la Camera Deputaților pe poziția a treia. Pe poziția a treia, da. Bună dimineața, în primul rând. Aș vrea să completez ce a spus dumneavoastră și apropo și de introducerea pe care a făcut-o Mihai, de a le mulțumi cetățenilor pentru efortul pe care l-au făcut. Ceva s-a deșteptat în general în societatea din România, începând cu 2016-2017, mai ales cu acea iarnă minunată în care am stat în stradă și am îndurat pentru a salva justiția. Și spun că s-a schimbat ceva pentru că am înțeles în sfârșit că putem pune noi presiune pe politic. Practic așa a și apărut și USR și Plus, așa s-au dezvoltat mișcările civice de genul Inițiativei România și așa mai departe, pentru că cetățenii și-au dat seama că puterea de fapt e în mâinile lor, ceea ce de 30 de ani ni s-a, cum să zic eu, foarte, foarte încet a fost acest proces de a înțelege oamenii ce au exact de făcut într-o democrație. Despre mine, eu sunt Mihai Sandu, am 30 de ani, sunt născut în Ploiești, crescut în Ploiești, absolvent de Caragiale, Olimpic Național la Istorie, 3 ani în liceu. Am avut, să spunem, cariera mea până acum împărțită în trei bucăți. A fost o etapă de mediu ONG, am coordonat aici în Prahova câteva inițiative, inclusiv două reviste culturale științifice, și am lucrat într-un ONG internațional unde am fost coordonator al echipei de proiecte. Apoi, în 2012, toată perioada asta s-a întrerupt odată cu o ofertă venită de la Consiliul Prezidențial pentru Problemele de Securitate Națională, Iulian Pota, care mi-a oferit șansa de a fi consilierul dumnealui la Cotroceni. În momentul ăla am intrat în zona tehnică a politicului și atunci am început să sper că pot să influențez din perspectiva asta de funcționar public, de personal tehnic, mai mult politica din România. Până la un punct a fost valabil. Experiența Cotroceni a fost una la care nu am niciun reproș de făcut. În schimb, ulterior au apărut două experiențe similare în Parlament, la Comisia pentru Afaceri Europene și Ministerul de Externe în perioada pregătirii președinției Consiliului UE. Acolo am văzut cam care e limita, de fapt, dincolo de care nu poți, ca și personal tehnic, să influențezi. Și de la un punct încolo mi-au ajuns abuzurile, mi-au ajuns să văd atât de multă nedreptate, atât de multă mizerie în jurul meu de la clasa politică și am zis, băi, dacă unul ca mine, care cunoaște chestiunile astea, care le-a văzut, care le vede și știe cam ce ar putea să schimbe, care a încercat să se lupte câțiva ani buni cu metecnele astea, nu face pasul mai departe, deja vă așteptăm. Am renunțat la postura de funcționar public parlamentar și m-am dus glonț către USR, văzându-i deja, cunoscându-le activitatea. Așa că din 2018 sunt membru USR aici în Prahova, unde de la bun început am zis clar că nu mă implic în altă parte, aici e casa mea în continuare, părinții mei locuiesc în Valea Călugărească. Și sunt și consilierul președintelui USR Dan Barna, m-am implicat foarte mult în zona de politică externă a USR încă de la început. Din 2019 devenind și prelungind atribuții pe zona de relații internaționale și de anul acesta fiind și coordonatorul tehnic al Departamentului de Relații Internaționale al USR. Mă rog, mi-am jucat partea în ce privește integrarea în ALDE Europe, gestionarea unor crize puternice pe plan extern în care USR a fost primul comunicator, cum a fost astăvară, de exemplu, în cazul situației din Belarus, unde toată lumea stătea și aștepta ceva și noi am zis, băi, stai un pic, să dăm tonul, am inițiat în Parlament niște declarații care au schimbat un pic situația, la fel și în cazul unei legi destul de stupide date de vecinii noștri de la nord, de ucrainieni, în privind reorganizarea administrativ teritorială a Ucrainei, care a afectat foarte mult românii din comunitățile de acolo și, mă rog, cam asta a fost tonul pe care am mers în general în ultimele luni la nivel de USR. Candidez în Prahova, sunt pe poziția a treia la Alianța USR Plus, pentru că dacă tot te implici, atunci când luăm hotărârea să ne implicăm, e obligatoriu să faci pasul înainte și să încerci să schimbi ceva până la capăt, mai ales acolo unde știi că ești pregătit pentru asta. Bun, au existat unele voci, mai ales din zona PNL, viitorii parteneri de guvernare, având în vedere declarațiile publice pe care le-au făcut liderii celor două formațiuni politice, mai mult sau mai puțin deschis. Ați fost acuzați că, domne, în loc să ne critică pe noi, care facem o alianță la Ploiești, la Consiliul Județean, de ce pe noi și nu pe PSD, dușmanul comun, cu ghilimele de rigoare, dușmanul politic?
Lucrul ăsta s-a întâmplat și în campania de la locale. Ulterior am văzut cel puțin la Consiliul Local, cu excepția unui proiect unde aleșii USR Plus au votat, mă rog, s-au abținut, au votat împotriva, au făcut notă discordantă, totuși acea înțelegere funcționează în domeniul administrativ. Ce mesaj le transmiteți celor care se uită la PNL și USR de aceeași parte a baricadei politice? Da, o scurtă completare înainte la întrebarea anterioară. Mihai este absolvent de Caragiale, eu sunt absolvent de Mihai Viteazu. Am înțeles. Dacă doriți o reprezentare echitabilă în Parlament, votați USR Plus. Da, și aș putea spune cele mai bune licee, sau cel puțin când ați terminat dumneavoastră din Ploiești, da? Bun. Okay. La Itorie am făcut. Generația mea am fost mai bun ca ei. Rivalitatea asta nu o să moară niciodată. Referitor la întrebarea dumneavoastră de Adinauri, lucrurile sunt următoare. Știu că au existat reproșuri de ce criticăm PNL-ul. Nu criticăm PNL-ul de dragul de a critica PNL-ul. Și acum am spus, în ceea ce privește situația de la Prahova sau de la Ploiești, că vorbim de Consiliul Județean, Prahova sau de Consiliul Local Ploiești sau de alte consilii unde lucrăm împreună, unde formăm majorități stabile. Noi ne respectăm protocoalele pe care le-am semnat și o facem cu bună credință și în mod onest. Ceea ce iese din sfera principiilor acelor protocoale, vom critica. Pentru că nu este normal să arunci cu banii publici, să eventual să furi banii publici sau să direcționezi bani publici către firme de partid pentru a plăti datorii politice, făcând referire la ultima ședință sau penultima ședință de Consiliu Local, sau da bani către CSM Ploiești, care este o groapă de bani, sau către o bodega domnului Vlad Cosman în Parcul Bucov, deci practic beneficiar direct. Ca atare a trebuit să luăm poziție. Suntem parteneri onești, în același timp nu suntem în relații de servitute. Deci nu suntem suporterii PNL-ului, suntem suporterii cetățenilor. Da? Veți reacționa de fiecare dată când pe ordinea de zi de la consiliile locale respectiv județene vor apărea, nu știu, proiecte dubioase pe care dumneavoastră nu le susțineți din anumite principii, corect? Absolut. Bun. Vorbim totuși de o posibilă guvernare. USR Plus este văzut acum ca, nu știu, o formațiune politică cu o voce puternică în zona de opoziție. Vreau să vă întreb dacă există și un neapărat un program de guvernare, niște proiecte de guvernare, astfel încât, mă rog, în momentul în care veți fi în joc, veți administra țara, fie că vorbim de guvern, fie că vorbim de parlament, alături de alte formațiuni politice de dreapta. Apropo, sper că nu ne pregătiți vreo surpriză, gen USL din 2000, nu știu cât, adică asta este exclus, da? Bun, domnule Sandu, un proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat sau l-ați susține, apropo de viitorul, de ce nu, cariera dumneavoastră politică pentru următorii 4 ani? În primul rând, apropo de programul de guvernare, ca ați menționat și ca să completez pe colegul Mihai, noi avem programul de guvernare. Există? Mihai, chiar la el există, dormim cu el sub pernă, ne trezim dimineața cu el în minte. Toate aceste angajamente din acest program de guvernare pot fi puse în aplicare, așa cum a spus și Mihai, și într-o alianță politică cu PNL sau cu un alt partid de dreapta, atât din cât ei respectă acele angajamente. Sunt niște obiective, niște măsuri care până la urmă țin de o Românie normală pe care noi nu o avem de 30 de ani și tot așteptăm să vină. Prin urmare, da, atâta timp cât PNL va accepta să discutăm cu programul de guvernare, cu programul nostru de guvernare pe masă și va exista compatibilitate între noi acolo, cu siguranță vom putea să formăm și la nivel de guvern o variantă bună pentru cetățeni. În ce mă privește pe mine, cred că primul obiectiv pe care l-am pentru cetățeni și care e valabil și pentru Prahova și pentru România în general e acela al digitalizării. E un subiect pe care l-am împins cât am putut de mult în ultima vreme, având și câteva exemple relevante în plan extern, în primul rând exemplu estonian. Iar digitalizarea, de ce cred eu că este în primul rând acum un obiectiv primordial, este pentru că am văzut cât de greu ne este fără digitalizare într-o perioadă de criză cum a fost această pandemie, cum este această pandemie.
Atunci, dacă ne raportăm la exemplu estonian, ei au început printr-o efectiv o decizie politică clară, asumată și în câțiva ani au ajuns motorul principal al digitalizării în Europa și în lume. Tot respectul pentru clasa politică care a înțeles să înfrunte acest risc, pentru că la noi, din păcate, când indiferent de ce culoare are guvernarea, în momentul în care aud digitalizare, se sperie efectiv, vai, dar ce or să facă bătrânii, vai, dar ce or să facă oamenii care nu sunt familiarizați cu internetul, vai, dar ce or să se întâmple. Da, dar în același timp anul ăsta, văzând faptul că digitalizarea a fost un cuvânt pus pe tapet de opinia publică în general de nevoie, foarte ușor l-au luat în brațe, fără să înțeleagă exact ce presupune. Capași, cum au făcut estonienii, cum putem să facem și noi? În primul rând avem nevoie de un vot electronic, pe care putem și noi am spus-o și aici probabil că o să detalieze și Mihai cum se poate face, dar noi am depus în Parlament multe inițiative pentru votul electronic. Am spus-o clar public că avem nevoie de referendum fără penal în funcții publice și că acesta poate fi primul vot electronic, prima încercare clară, asumată de vot electronic, ca să nu intrăm direct în alegerile mari, ci printr-un referendum în care votează toată lumea. Și v-ați lovit de USL. Evident, evident. Apoi e vorba de zona de școală, zona de sănătate, care anul ăsta au arătat cât de mult suferă din cauza birocrației și a lipsei de modernizare. Deși infrastructura ar fi, pentru că noi avem până la urmă unul dintre cele mai puternice rețele de internet din lume. Avem zona de securitate cibernetică unde s-a tot investit în ultimii ani, nu de ajuns, dar oricum ne mișcăm într-o anumită zonă, suntem bine văzuți și la nivelul alianțelor din care facem parte, în special NATO, pe zona de securitate cibernetică. Deci avem cu ce, dar trebuie să și vrem să facem asta. Avem nevoie de școală care să fie modernizată, să nu mai avem toalete în fundul curții, în același timp cu niște tablete. Și pe care nu știu, nici nu știu cum să le folosească copiii. În Estonia s-a început cu digitalizarea serviciului de ordine publică, amenzi centralizate, cum să spun eu, acces liber la informații rutiere mult mai clare, mult mai specifice, după care s-a mers către sistemul de justiție, către sistemul de sănătate, către sistemul educațional, s-a ajuns până la un fel de portofel electronic în care toate plățile se fac centralizat, în care există un ID digital, niște platforme pe care se loghează cu un cont unic fiecare cetățean și acolo practic se gestionează toate aspectele vieții publice. E mult mai ușor, este pasul înainte și lucrurile stau așa cum trebuie acolo și putem și noi să facem asta. Deci acesta ar fi o prioritate pentru mine. Bun, eu m-aș bucura ca, mă rog, Estonia, dată de dumneavoastră ca stat de bune practici, exemplu de bune practici, să fie importat și la noi, pentru că noi avem, din păcate, acest dar de a complica lucrurile. Dacă unii au făcut-o cât se poate de simplu, la noi trebuie să existe o grămadă de alți funcționari care să vină cu idei, mai mult sau mai puțin fiind de specialitate și care să complice lucrurile, da? Personal îmi aduc aminte, acum 2 ani, dacă mai țineți minte, era o coadă infernală la serviciu de permise, la școala, la examenul auto, la înmatriculări auto. Și atunci chiar am făcut presiuni publice asupra prefecturii Prahova să implementeze o soluție care, mă rog, exista în alte județe. Aceeași reticență. Dom'le, dar ce o să facă oamenii care nu știu să intre pe mobil pe site-ul prefecturii? Dom'le, învață, nu știu, fiecare are o rudă care se pricepe cu telefonul mobil, nu știu, habar n-am. Și iată că de 2 ani de zile funcționează, iar cozilele au dispărut. Și timpul ăla și nervii și scandalul de fiecare zi cu liste de așteptare ca înainte de 89 a dispărut. Deci iată că se poate, dacă se vrea. Da, domnul polițian, eu vă întreb, dumneavoastră ați activat în zona societății civile, cum vedeți dumneavoastră că sistemul medical a fost gestionat în criza asta de epidemie COVID, pentru că sunt foarte, foarte multe mesaje și cu siguranță au ajuns și la dumneavoastră de oameni care s-au simțit, eu știu, umiliți, stând la cozi, la unități de primiri urgențe, nu știu, pe scaune, pentru că nu mai sunt locuri și așa mai departe. În ce măsură autoritățile locale, județene și prin Ministerul Sănătății, această criză poate fi gestionată mult mai bine? Din punctul meu de vedere, în ciuda mesajelor optimiste și pozitive transmise de guvernanți, în realitate lucrurile nu stau deloc așa.
Da, pe zona medicală nu vreau să mă bag, nu mă pricep, nu vreau să bat câmpii cum ar face general politicienii. Cum ar face un politician, da. Și ar da acum, de exemplu, un PNL. Deci pe zona medicală nu mă pricep, deci nu am un punct de vedere pentru că nu este în zona mea de expertiză. Ceea ce a fost deranjant pe mine, pentru mine ca cetățean, practic, a fost, unul, lipsa de comunicare interinstituțională. Și de aici un haos total, apropo, că nu știi unde mai sunt paturi libere și mai departe. Ori asta este o problemă de digitalizare. Apoi, lipsa de viziune și relație absolut deficitară între autoritățile locale, în special, și comunitate. Colegi de-ai mei, un coleg consilier județean și un coleg consilier local, s-au dus, de exemplu, către DSP la nivel de Prahova, văzând ceea ce se întâmplă la București. Și anume, niște organizații civice, împreună cu DSP-ul de acolo, au făcut un concert. Sunt sute de oameni, de voluntari, care au ajutat și care, practic, au ajutat DSP-ul, astfel încât să răspundă numai la cazurile grave, iar tot ce înseamnă cazuri, să zicem, ușoare și informațiile necesare au fost transmise prin voluntari. Ceva absolut fabulos, extraordinar. Da? Comunitatea s-a implicat să rezolve o problemă. Colegii mei s-au dus către DSP, au întrebat, domnule, uite, avem acel model, ce aveți nevoie? Unu, femeile alea care lucrau acolo la DSP nu aveau calculatoare. Deci stăteau cu foile în mână, răspundeau la telefon, stăteau cu... Și notau cu pixul pe hârtie. Și notau cu pixul. De asemenea, au zis, pentru că... în anul 2020. Da, în anul 2020. Acolo, da, asta da. Apoi au zis, domnule, ne-ar trebui niște căsă, nu mai stau cu telefonul așa și să scriu pe hârtie. Bun. Nu a existat niciun follow-up, nu s-a întâmplat nimic ulterior, deși colegii mei au tot insistat. Nu s-au dus în numele unui partid, pur și simplu au zis, domnule, ca cetățeni, spuneți-ne de ce aveți nevoie să încercăm să vă ajutăm. Lipsă de deschidere zero. Ori asta îți arată cât de închisă și cât de lipsită de un raport onest și plin de demnitate au autoritățile locale sau centrale cu comunitatea. De aceea înjură oamenii ghișeele, primăriile, consiliile județene, parlamentul și așa mai departe. Ori lucrurile astea trebuie să se schimbe. Statul trebuie să fie un partener al cetățeanului și cetățeanul va răspunde în aceeași măsură cu bună voință dacă va avea încredere în oamenii care lucrează în instituțiile statului. Deci asta mi s-a părut mie măcar cel mai deranjant, că știam că se întâmplă lucrurile astea, dar a ieșit ca uleiul la suprafață. Faptul că statul român nu este absolut incapabil să comunice interinstituțional și de aici și haosul total și au murit oameni pentru că n-au știut unde să-l ducă, de exemplu, de la un spital la altul, și doi, lucrurile puteau să meargă mai bine dacă exista un parteneriat real cu comunitățile. Dacă permiteți, am completat și eu cu două idei aici. Eu am avut o mare problemă cu minciuna și toți o avem cu minciuna care s-a perpetuat în spațiu public de-a lungul celor 30 de ani. Ori în condițiile în care în sistemul medical mai avem o problemă care de ani buni face victime omenești gratis, vorbesc de infecțiile nosocomiale, tu să declar că nu există. Situația e zero, e... Deci atunci aș completa zona asta de transparență și cu comunicare deschisă și asumarea faptelor. Și asta vine pas la pas cu numirea unor oameni cu adevărat competenți din zona tehnică. La DSP, la conducerea spitalelor, am avut cazuri de femei de serviciu, doamne iartă-mă, adică nu vreau să cumva să discriminez pe cineva, dar fiecare se pregătește și se potrivește pentru un anumit loc. Eu n-aș putea să conduc o direcție de sănătate publică sau un spital județean. Dar aminte cineva care, mă rog, s-a specializat, auzisem la un moment dat un caz, nu știu că e real sau nu, de un fost antreprenor de pompe funebre. Asta este, a fost, deci, e un caz real, da. Deci și genul ăsta de bun, avem un scandal, să spunem, mediatic declanșat de cei de la Recorder, apropo de modul în care se fac numirile în funcții de conducere la niște societăți importante, chiar de strategie națională, de interes național, da? E, aici aș vrea să vă întreb dacă USR își are suficiente, să spunem, are o suficientă resursă umană pentru a numi în funcții cheie niște specialiști. Să nu ne mai trezim că
mă rog, companii precum Societatea Națională, nu știu, de asării, este condus de un, nu știu, un mecanic auto sau am avut situații de genul acesta. Sau dacă USR are o altă politică în ceea ce privește deconcentratele și anume de a numi specialiști fără obligația acestora de a avea carnet de membru de partid. Aici sunt două opțiuni. Da. Specialiști sau oameni de partid. Da. E mai greu să identifici, da, să le combin pe amândouă. Când ascultam prima parte a întrebării, mă gândeam, zic, asta este întrebare capcană. Dacă USR-ul are îndeajuns de mulți specialiști ca să îi numească, nu trebuie partidul să aibă specialistul, că nu partidul formează un specialist, ci sistemul de educație și tot ce înseamnă cariera profesională a unui om. De fapt, asta este miza fundamentală pentru România, nu se va schimba de pe zi pe alta, asta e foarte clar. Anume, numirile politice să existe, e normal, trebuie să existe o responsabilitate politică pentru cum este gestionată societatea românească, dar să se oprească la un anumit nivel, fie că vorbim de secretar de stat, subsecretar de stat, ok. Ideea este să ajungem la un consens că numirile politice se opresc la un anumit nivel și să fie foarte transparent că sunt, oamenii aceia sunt asumați politic. Restul, concurs. Deci acolo trebuie să existe concursuri pe bune, concursuri reale, nu să mimăm concursuri. Deci poți să te duci și în jos cu nivelul de numire politică. Poți să fiu de acord cu lucrul ăsta, dar să fie extrem de transparent, astfel încât responsabilitatea să fie foarte clară. Fie că vorbim de lucruri bune sau de lucruri rele. Dar după aceea să nu mai existe concursuri trucate, nepotisme și așa mai pile departe. Și da, așa mai departe. Da. Deci despre asta e vorba. Nu partidele trebuie, că nu partidele formează geologi, ingineri, manageri de spitale și așa mai, și așa mai departe. Trebuie să existe ca și în zona privată, concursuri și ideal cel mai bun să câștige. Evident că nu întotdeauna cel mai bun câștigă, dar procesul de selecție a oamenilor încă în numită să fie foarte, foarte transparent. Noi avem și deja, să nu fie susceptibil actelor de corupție. Noi avem de altfel o experiență în zona asta, pentru că de câte ori am avut în față o numire pe zona de Consiliu de Administrație al câte unei societăți gestionate de stat, noi am apelat la concurs, transparent. Că la concursul respectiv au participat și membrii USR sau plus și persoane care nu sunt membrii USR, asta evident, e vorba de egalitate de șansă. Dar așa cum spunea și Mihai, deja am făcut chestiunea asta, o vom face în continuare. De fiecare dată cât va fi nevoie de zonă, de o numire sau de o nominalizare din partea USR sau, mă rog, USR plus, vom opta pe zona de concurs, de transparență și criteriile care contează cel mai mult sunt în zona de pregătire, de expertiză pe zona respectivă. Vorbim de o bună administrare a banului public. Avem inclusiv în Prahova nenumărate exemple de fonduri uriașe tocate aiurea, inclusiv dacă vreți la o structură încărcată a aparatului bugetar, fie că vorbim de administrația județeană, locală sau cea a instituțiilor de stat. Va avea curaj USR Plus să propună o restructurare, chiar dacă asta înseamnă inclusiv, eu știu, disponibilizarea celor care nu fac față unui post, așa cum se anunță deja, și consilierii USR Plus, consilierii județeni au votat acel proiect de restructurare a organigramei Consiliului Județean. Veți avea curajul să propuneți lucrul acesta să se întâmple și la nivel național? Pentru că există această reținere a marilor partide să nu îi supărăm pe bugetari, să nu folosim cuvinte precum restructurare, concurs pe post și așa mai departe. Aici o să vă dau un răspuns foarte, foarte nuanțat. România a trecut printr-o astfel de măsură luată la nivel de HEIRUP, care practic au tăiat 25% din salarii OTOVA. Deci tuturor bugetarilor li s-a tăiat 25% din salarii, indiferent că erau buni, răi, că postul respectiv era justificat de nevoile instituției sau nu era justificat. Și a fost o mare prostie. Pe lângă această măsură heirupistă, clasa politică a continuat să fure. Asta s-a întâmplat, da? Ne mai ducem aminte, da, de Udrea, de poșete. Banii aceia din criză, da, nu au fost folosiți în investiții, da, să își dea pensii speciale, să scurgă bani către firme de partid, galabute și, da, și așa mai departe. Deci când vorbești de cheltuirea eficientă a banului public,
Tu, ca politician, din punctul meu de vedere, nu trebuie să te uiți în primul rând să vezi pe cine dai afară ca să câștigi niște bănuți școlă. Trebuie să te uiți la modul în care sunt gestionați bani. Sunt furați, sunt dați către firme de partid, sunt cheltuiți total fără cap, cum sunt pensiile speciale și mai departe. Și să oprești în acele locuri scurgerile de bani. Apoi, dacă cumva banii care practic îi salvezi prin stoparea fenomenului corupției la sensul, în sensul general, în sensul generic, atunci poți să te duci către instituții și să începi un proces de restructurare sau de optimizare a cheltuielilor. Mai întâi, din nou, și la nivel de instituții locale optimizezi cheltuielile și dacă vezi că într-adevăr este nevoie să mai eliberezi din multitudinea de posturi, atunci trebuie o evaluare, pentru că nu încep să dai afară oameni pur și simplu fără nicio vină, oameni care poate sunt buni profesioniști și așa mai departe. Da. Da, atunci când vorbim de restructurare, nu înseamnă automat disponibilizare. Da. E vorba de o întreagă reformă până la urmă, de a evalua competențele, de a vedea ce funcționează, ce nu funcționează. Și chiar știu de la colegii din Consiliul Județean, că tot ai pomenit chestia asta, că în Prahova se va merge mai departe cu restructurarea sau reforma DGASPC începând din ianuarie 2021. E o chestiune pe care și-au asumat-o colegii și o să meargă mai departe cu ea. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Un mesaj pentru alegătorii chemați la urne duminică. Care ar fi, să spunem, îndemnul dumneavoastră pentru cei care vă agrează ca și formațiune politică, dar și cei nehotărâți, cei care încă nu știu pe cine să pună ștampila. Ok. Vă rog. În mod normal, politician spune, mergeți la vot, nu stați în casă, votați USR Plus. Ceea ce oricum dublăm alocații, unde, pensii, nu nicio problemă. Un implicit. Dar vreau să vorbesc de un caz foarte clar și foarte simplu. El este Mihai Sandu. Are 30 de ani. Este pe locul 3 a listei USR Plus Prahova pentru Camera Deputaților. Este un profesionist, este educat, are un doctorat pe bune, felicitări Tomaș, și l-a luat acum... Aproape, am terminat în catedră, am susținut în catedră, urmează susținerea publică după alegeri. Deci un doctorat pe bune, fără plagiat. Este pe locul 3 al alianței USR Plus. Pe locul 3 al listei PNL Prahova este Mircea Roșca, trimis în judecată, da, pentru trafic de influență, de altfel și condamnat în primă instanță, într-o primă fază de judecată. Pe locul 3 al PSD Prahova este Grațiela Cavilescu, da, o traseistă trecută prin 6 partide, fost viceprimar al Ploieștiului, iar Ploieștiul arată cum arată, a fost ministru al mediului și a fost prietena marilor poluatori, mai ales în Prahova. Deci, oameni buni, haideți să trimitem în Parlament niște oameni onești, profesioniști, care merită să fie acolo. Dacă stați acasă și nu votați, în locul lui Mihai Sandu vor ajunge în Parlament un penal, trimis în judecată, condamnat penal, sau o fostă ministră, viceprimar al Ploieștiului, traseistă politic, trecută prin 6 partide. Deci mergeți la vot, faceți o alegere, asta este alegerea reală. Nu este o alegere între programe, să zicem, de guvernare și mai departe, lumea nici măcar nu citește programele de guvernare. Este o alegere foarte concretă între oameni. Alexandru? Da, îi mulțumesc de Mihai pentru susținere. E vorba de modul în care vă implicați pentru ziua de mâine. Acum 4 ani, poate unii dintre dumneavoastră ați preferat să stați acasă. Ce a urmat? La câteva luni distanță a trebuit să ieșim în frig, să suportăm frigul, să suportăm bastoane, să suportăm gaze puțin mai târziu, pentru a nu permite unei șlechte de golani, unor mafioți, să conducă țara spre interesele lor personale și pentru a scăpa de pușcărie. Ca să nu mai ajungem acolo, odată la 4 ani, avem în mână o ștampiluță ușoară, dar care cântărește mai mult decât toți 4 ani la un loc. În momentul în care pui acea ștampilă și te duci tu, personal, voi, la vot, nu așteptați să se întâmple minuni, că nu o să se întâmple niciodată, am așteptat de 130 de ani. În momentul respectiv, influențezi direct ziua de mâine și poți să mergi liniștit acasă știind faptul că te-ai implicat, că ai făcut un pas pentru România, pentru societate, pentru ziua de mâine. Noi reprezentăm o schimbare. De 30 de ani, schimbarea s-a tot lăsat așteptată și n-a venit. Noi am apărut pentru că, așa cum sunteți și voi în momentul de față convins, revoltați de ceea ce vedeți la clasa politică, ne-am hotărât
că nu se mai poate așa ceva. Și atunci am luat taurul de coarne. Am renunțat la cariere, am renunțat la multe în ce privește viața privată pentru a ne implica și pentru a găsi soluții împreună cu voi. Noi suntem vocea voastră, dar avem nevoie de ajutorul vostru pentru a putea să ducem schimbarea mai departe și să facem real acest obiectiv care sună atât de simplu, dar atât de puternic. O Românie fără hoție. Bun, cu acest îndemn încheiem aici emisiunea. Vă mulțumim împreună pentru atenție și să votați sănătoși. Cred că e cel mai bun îndemn în această perioadă. Vă mulțumesc și vă doresc succes. Mulțumim. Vă mulțumim.